Administrația din Petroșani vrea să pună în valoare parcul din vecinătatea instituției primăriei. Astfel, locația cu sălcii de pe strada Șteo Iosif va ajunge un mic parc de odihnă pentru locatarii din zonă și nu numai. În plus, toți copacii vor fi toaletați așa încât oamenii să se bucure de umbră și răcoare. Programul de modernizare a parcurilor și zonelor verzi din municipiul Petroșani, propus de primarul municipiului Petroșani în campania electorală, se află în desfășurare. În acest moment se încep lucrările în parcul din apropierea fostului cinematograf Victoria, unde vor fi toaletate sălcile și vor fi montate bănci pentru relaxare. Edilii locali nu exclud nici ca pe viitor în respectiva locație să amenajeze și un spațiu de joacă pentru copii. Asta se va decide în condițiile în care vor fi doritori care să viziteze parcul.